Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, bună seara, ediție specială. Victor Ponta este în studioul nostru și îi mulțumesc foarte mult. Președintele Pro-România a fost premier al României. Bună seara, bine ați venit. Seara, mă bucur să ne revedem și m-aș bucura duminica viitoare să ne revedem fără nicio stare de urgență sau alertă. Doar cu niște cetățeni responsabili care înțeleg pericolul, dar trăiesc o viață cât de cât normală. Eu așa m-aș bucura, sper să mi se îndeplinească această dorință. Le spuneam celor de acasă că veniți astăzi cu anunțuri extrem de importante de pe scena politică. Ce se va întâmpla sau ce s-ar putea întâmpla chiar în orele următoare? Interesele din spatele prelungirii stării de alertă, exact despre ce vorbeați puțin mai devreme, ce ați aflat, ce informații aveți, ce nu se spune românilor, dezvăluirile serii de mascări, cum au fost umiliți românii, domnule premier, în această perioadă, dar și violențele bandelor, pentru că sunt imagini de ultimă oră, bandelor repatriate. Cu siguranță veți fi îngrozit când o să vedeți ce s-a întâmplat în mai multe zone, chiar și în această seară. Iată cum lupte de stradă cuprind toată țara. O să vă întrebăm, evident, și de rapoartele secrete, unele dintre ele pe care le-ați văzut și dumneavoastră atunci când erați premier. Dezvăluiri cutremurătoare, doamnelor și domnilor, în această seară. Aveți toate motivele, rămâneți cu noi. Victor Ponta aici în studioul nostru, invitat special. Ce se va întâmpla, domnule premier? Stare de alertă, stare intermediară de alertă, revenim la stare de urgență dacă ne uităm la cifrele din ultimele ore, foarte multe îmbolnăviri, peste 300. Eu o să vă spun foarte direct. Eu cred că deja s-a ajuns la un moment în care pur și simplu oamenii sunt batjocoriți. Și o să vă explic și de ce. Vă rog. Pe de o parte spui tot timpul domnul Iohannis, domnul Orban, dom'le, acest guvern a gestionat extraordinar. Pe de altă parte vii și spui trebuie să prelungim starea de alertă, măsuri, restricții, deși absolut toată lumea, nu doar cei din jurul nostru, Bulgaria, Ungaria, Serbia, Grecia, chiar și Franța, Italia, Spania, țări care au avut mult de suferit, practic au revenit la o stare de normalitate. Am pus astăzi pe contul meu de Facebook discursul premierului Greciei, prin care invita turiștii la el în țară. Deci, ori a fost foarte bun guvernul și înseamnă că noi stăm cel mai bine dintre toți, dar atunci nu mai trebuie stare de alertă. Ori guvernul a gestionat cel mai prost din Europa, mai prost decât Italia, decât Spania, care s-a redeschis și numai noi trebuie să stăm închiși. Al doilea motiv pentru care cred că e o bătaie de joc. Nu se spune absolut deloc, de fapt, de ce vreți, domne, stare de alertă în continuare? Ce vreți să faceți? Spuneți-ne, știți că nu există până acest moment niciun document legat de ce va fi în hotărârea de guvern care se dă, cred, poimine, nu? Da. Deci mai sunt mai puțin de 48 de ore. Spuneți ce anume vreți să faceți ca să înțeleagă oamenii de ce vreți încă 30 de zile stare de alertă. Ce vreți? Pentru că, pe de o parte, deschideți țările de jocuri de noroc, de păcănele, cum spune domnul Ciolacu, l-am auzit și a zis foarte bine. Dom'le, deci deschizi alea de păcănele, adică acolo eu nu prea joc, dar am văzut pe alții jucând. Stai cu mâinile, vine cineva și dă tot timpul. Hai să fii serios, stai la 10 cm de cel din dreapta. Deci aia nu-i periculos. Dar e periculos să stai în restaurant. Se deschide, se spune să mergi la mall, dar n-ai voie să te intri în biserică. Sunt niște lucruri aberante pe care nimeni nu le explică. Deci dacă ne spuneai ce problemă ai, uite, domne, avem o problemă și trebuie să o rezolvăm. Foarte bine, cum i-am spus și domnului Arafat când ne-am văzut la domnul Ciolacu în birou, raiți, spune ce ai nevoie și dăm noi lege, dați ordonanță. Păi nu, că vrea guvernul stare de alert. Al treilea lucru, dacă ai din nou un focar, nu știu, apare la Pitești, am înțeles, la... De ce închizi Oradea sau Botoșaniu sau Timișoara? Adică, totuși, oamenii pot să înțeleagă că se poate să mai apară un focar, poate să apară la mare, unde merg oamenii, sau, nu știu, la munte, sau... Dar de ce închizi toată țara dacă ai un focar? Ai voie în legea actuală, care e în vigoare, până la 21 de județe, atenție, nu vorbim de un orășel sau... Până la 21 de județe, dacă vrei tu, guvernul, nu mai vii la Parlament. De ce vrei în toată țara? Mie mi se pare că este o bătaie de joc. Și cea mai mare bătaie de joc este următoarea și vă explic și care e legătura și vă răspund la toate întrebările. Deci, pe de o parte, spui, domne, e jale în România, cazuri, se mulțesc. Mie mi se pare că e un buton așa pe care apasă domnul Orban la guvern
și ba cresc numărul de testări și numărul de cazuri, ciudat. Ba scad. De obicei, în weekend era numărul foarte dacă mic. Dacă faci 3.000 de teste, găsești 100 de oameni, dacă faci 13.000, găsești 300. Mă, la urmă, e o chestie de proporție. Și de crezi că nu e întâmplător că se întâmplă acum? Nu, acum, înainte de vot, o să vedeți că o să găsim multe cazuri. După vot nu o să mai găsim cazuri. Dar aici întrebarea mea e următoarea. Deci dacă e așa rău în România de trebuie să prelungești, de ce stabilești deja data alegerilor pe 27 septembrie, adică pe 27 iulie intrăm în precampanie? Deci e așa de rău, dar pe tine te interesează de alegeri. Și vă explic eu, sunt două chestiuni. Una, să-ți ții frica în oameni. E frica, aoleo, stați în casă, eventual să iei măsuri, pensionarii, să nu poată să vină la vot. Las că votăm noi prin nu știu ce, prin computer, să... Și a doua chestie, jocul ăsta al domnului Iohannis și al PNL cu PSD-ul, de care eu m-am săturat. Deci dacă PSD-ul nu votează, de joi, orice om care moare în România e vina PSD-ului. Dom'le, vreau să spun ceva, domnul Corpoș. Domnul Orban și PNL au pe conștiință, dincolo de cei morți la Suceava, mii de oameni care în aceste 3 luni au murit de cancer, au murit de diabet, au murit de boli cardiovasculare, care n-au fost tratate. Asta spun specialiștii. Asociațiile de pacienți spun că numărul celor morți de alte boli pentru că nu puteau să meargă să se trateze, să-și facă tratament, operații în această perioadă. Deci povestea asta că tot timpul, domne, deci jucăm cu PSD-ul, dacă e devină PSD-ul și dăm vina pe ei, eu cred că oamenii s-au săturat. Eu nu sigur m-am săturat, eu cu toți colegii mei de la ProRomânia, cum am făcut și acum o lună, vom vota împotrivă când va veni hotărârea domnului Orban la vot și sper ca de data aceasta să fim mai mulți care votăm împotrivă. Puțin mai devreme spunea și președintele PSD, domnul Ciolacu, că sunt niște condiții clare pentru a vota, printre ele exact cele pe care le-ați amintit și dumneavoastră. Da, și acele... așa, eu sper să nu voteze. Și m-aș bucura foarte tare ca de data aceasta să nu se mai lase șantajat de domnul Iohannis, cum a fost cu guvernul, cum a fost cu starea de urgență tot timpul, dacă PSD-ul nu... Nu, domne, uite, eu n-am votat. Și cei de la ProRomânia n-am votat. Și eu nu cred că am pierdut vreun votant. Cred că am câștigat votanți care spun, băi, nu ne-a plăcut de Ponta sau de ProRomânia, dar măcar s-au luptat pentru ceva și au avut curaj. Orice a zis Iohannis, orice a zis Orban, orice a zis nu știu cine, au avut curaj. Cred că ar fi foarte bine ca de data asta să nu mai acceptăm să dăm din nou puteri sporite unui guvern care le-a avut 3 luni aceste puteri sporite și din punctul meu de vedere a făcut numai greșeli. Și să întrebăm, domnul Raed Arafat, ce nevoie aveți? Uite, avem nevoie să păstrăm chestia cu măștile. Foarte bine, dați o ordonanță, sau veniți în Parlament și punem noi acolo. În continuare, mai ales că a trecut în sfârșit legea care prevede obligația guvernului de a da celor care nu au posibilități materiale, de a da gratuit măști. Aici problema e însă alta. Legea e încă la domnul Iohannis, nu știu dacă a promulgat-o sau nu. Și doi, înțeleg că Ministerul Sănătății a pornit o licitație pentru 130 de milioane de măști. A anulat-o, probabil că n-a venit cine trebuie la licitație și au repornit-o acum în weekend. Să vedem dacă acum în weekend s-au aranjat lucrurile și o să aibă măști pentru oameni amărâți, că să le dai amendă oamenilor că n-au mască în condițiile în care le tai pensia, în condițiile în care nu le dai alocațiile, în condițiile în care se termină șomajul ăla tehnic de 75%, dar tu le ceri să aibă 5 măști, 7 măști pe zi. Asta e o ticăloșie, nu e o soluție în niciun caz. Asta e că dacă tot porți, trebuie să o porți. Bun, corect. N-am cerut pentru mine, sau da, nu știu, corect, pentru corect, dumneavoastră. Da, sau, da. Dar sunt 60% din populația acestei țări nu își permite să se ducă... Cumperi pâine sau mască, corect. Exact, ce alege, pâinea sau masca? Normal că alege pâinea și e normal lucrul ăsta. Înțelegeți toate măsurile, lista măsurilor și modul în care, iată, au fost ele făcute publice? Am văzut în primul rând vreau să spun un lucru. Timp de 3 luni, până ieri inclusiv, din punctul meu de vedere a fost o bătaie de joc la adresa românilor din diaspora. Culmea, care au votat 90% pentru Iohannis, cei din diaspora care au salvat de ciuma roșie, au fost cei mai bagiocoriți. De ce? Pentru că timp de 3 luni, toți prieteni, toate cunoștințele, mesajele pe social media, erau domnul Ponta, eu sunt din Spania, sau sunt din Franța, sau sunt din Bulgaria, sau sunt din Costa Rica. Unde găsim să știm ce ni se întâmplă dacă venim în țară? Era un link, că eu mereu intram la Institutul Național de Sănătate Publică, care n-a mai fost updatat, n-a mai fost schimbat
din 4 aprilie. Vă dați seama, de două luni nu schimbaseră nimic acolo. La sănătate publică. La sănătate publică, de parcă pandemia, așa, de două luni s-a întâmplat nimic. În sfârșit, ieri, și cred că e meritul domnului Arafat, nu știu, că l-am tot bătut la cap cu chestia asta, au dat o listă cu niște țări. Bulgaria, Ungaria, Grecia... 17, da. Ce nu am înțeles de acolo este de ce alte țări care nu sunt în... Că am întrebat, domnule, dar Serbia, Moldova... A, zice, nu sunt în Uniunea Europeană. Păi stați un pic, aici virusul nu cred că merge în Uniunea Europeană și în afara Uniunii. Nu e în Schengen virusul, e virus. Și al doilea lucru, ce faci cu românii din Spania, din Italia, din Franța, din Marea Britanie? Că de fapt acolo sunt cei mai mulți în diaspora, nu sunt în Bulgaria sau în Ungaria cei mai mulți. Și o să vedeți că în perioada următoare se vor dezvolta din nou niște rețele ilegale. O să aducă oamenii din Italia prin Grecia, Bulgaria, ca să zic că am fost în Bulgaria sau în Ungaria. Sau... Și iarăși o să vedem cozile acelea uriașe, iarăși o să vedem oameni care sunt obligați să mintă, de fapt, de autoritățile române. Mai departe însă, ce vor să facă? De ce cer Parlamentului să prelungească? Eu cred că nu știu nici ei. Că dacă știau, anunțau, veneau, ieșeau la televizor și ziceau, uite, domnul Ponta și domnul Corpăș, avem nevoie de lege ca să facem următorul lucru. A, dacă iar îmi spun povestea aia cu amenziile, eu m-am săturat până în gât de povestea lor cu amenziile, cred că s-a săturat toată lumea, ne-am lămurit că nu-i amendează pe aia care, chiar aia care se bat cu măciuci și, și incendiază, pe aia nu-i amendează nimeni. Amendează pensionarul care merge până la colț, tânărul care iese cu bicicleta, cel care merge la familie, pe aia amendează. Pe aia răi, pe aia nu-i amendează nimeni. Nu mai vorbesc de partea de criminalitate, înțeleg că o să vorbim azi, pentru da, că eu cred că, dincolo de criza economică, criza de siguranță a României va fi o problemă cu care nu ne-am mai întâlnit poate niciodată. Poate niciodată. Pentru că dacă anul trecut, pe vremea asta, cred, discutam aici cu dumneavoastră, cu ceilalți colegi, despre tragedia de la Caracal și PNL-ul critica guvernul PSD, pe bună dreptate, domne, ministrul de interne, nu luați măsuri. Acum e de 100 de ori mai rău. Și nu l-am mai văzut pe domnul Vela. Încep să-i duc lipsa. Înainte îl vedeam cu jacheta de piele. Zicea, acum aș vrea să-l văd în fiecare zi cu polițiștii lângă el, spunând, astăzi am destructurat un clan interlop din... Acolo, da. N-am văzut. Numai a dispărut domnul Vela. Păi acum am nevoie de el. Nu ca să ne spună ce amenzi dă la pensionari. De fapt, eu vreau un ministru de interne, domnul Vela, așa puternic, care să știu că mă apără de infractori. Ați văzut tragedia cu cel eliberat, deși era condamnat pe viață? Păi, domnul ministru al justiției, domnul Predoiu, vă interesează că o fată a fost arsă de un criminal care trebuia să fie în... Păi dacă era PSD-ul la guvernare, domnul Predoiu în Parlament... Și care și-a și anunțat intenția înainte. Deci domnul Predoiu, corect, era la tribuna Parlamentului, zicea, nu se poate, ați omorât un om. Păi acum e în funcție, e ministru. Domnul a zis ceva, nu că poate să schimbe hotărârea, dar să zică ceva, să facă ceva. Deci, repet, pensii, nu. Cred că v-ați lămurit, puneți cruce la pensii. Alocații, puneți cruce. Salarii, puneți cruce. Chiar punem cruce la toate astea, credeți? Da, din punctul meu, mie mi-este evident. Nu, mă întreb, dacă totuși s-a stabilit și vorbeați puțin mai devreme de data alegerilor de 27 septembrie, în acel calcul nu te gândești dacă pui cruce la pensii, salarii, alocații? Eu cred că sunt două lucruri aici. În primul rând este ceea ce spune de fapt că Rareș Bogdan e singurul care spune ce vorbesc ei în interior. Că ceilalți o dau pe după cire și așa, da? Rareș a venit și a zis, votați ce vreți voi, că tot pe... Tot de la PNL pune domnul Iohannis. Adică votul vostru nu valorează 2 bani. Că domnul Iohannis a decis că va fi tot de la PNL. Uite și acum e tot de la PNL. Cu moțiune de cenzură, cu toate cele. L-a luat și pe domnul Barna, l-a tras un pic de urechi. Gata, a zis Barna, trăiți șeful, votăm ce vreți dumneavoastră. Apropo, USR-ul, eu am o supărare. Nu era vorba de schimbare, nu era vorba de o nouă generație. Păi tot pe Fluturi și pe Orban și pe toți, și pe Falcă și pe toți ăștia, de-aia s-a făcut USR-ul ca să trăiască tot, să mă trezesc tot cu aia vechi. Dar asta e una. Și a doua, eu cred că toate aceste stări de alertă, frici, sunt în primul rând și ca să țină foarte mulți, în special persoanele mai în vârstă, persoanele din zona rurală, să-i țină în casă și să nu vină la vot. Eu cred că este strategia lor. Deci spuneți că e o strategie, spuneți că pensii, clar, deși toți se așteaptă că mai sunt 3 pensii, luni. Dacă vreți, mai scriu o dată. Eu vă cred, că de fapt,
ce zic ei, ce au zis ei la agențiile de rating, că o să dea 10%, de fapt este o indexare pe care trebuiau să o dea din 1 ianuarie. Inflația. Dacă o dau din 1 septembrie, de fapt dau o treime din ce trebuiau să dea. Deci le fură la oameni două treimi din indexare și nu le dă nimic din mărire. Alocațiile, la fel, a trecut 1 iunie. Eu vă spun sincer, eu am crezut că domnul Iohannis, cum a făcut în 2015 când eram eu prim-ministru. Ne-a spus de acel episod din... Dom'le, dar îl va chema pe Orban și va zice, Ludovic, găsești banii, 1 iunie, an electoral, dă-mă. Dar când am văzut că domnul Orban cu whisky, cu sigar, cu petreceri și bani, și-a zis că e pomană, nu? A zis alocațiile sunt o pomană. Pomană electorală. Și am așteptat, zic, să vezi că iese domnul Iohannis și îl ceartă acum. N-a zis nimic. Dacă era vreunul de la PSD prim-ministru, păi ce îi făcea domnul Iohannis, ce dădea cu el de pământ, că a zis de copii că primesc pomană? A, pentru că vorbiți de copii, ce spuneți și de, nici nu știu cum să o numesc, cu ce s-a întâmplat în ultimele ore, în ultimele zile, cu examenele, cu evaluările naționale? Copiii nici nu mai știu, merg la 6 dimineața. Eu sunt fericit, cu termometru, norocos, că... ambii copiii mei nu dau acum nici evaluarea națională, nici bacalaureat. Dar am foarte mulți prieteni care au copii și sunt nebuniți, pur și simplu, pentru că nu știu. Eu v-am spus, am urmărit-o pe doamna Anisie de încă acum o lună. Și în fiecare zi zicea altceva. Cel mai rău lucru pe lume e să ai un ministru, la ce vreți dumneavoastră, la educație, care în fiecare zi să-și schimbe părerea. Era clar că de fapt nu are nicio părere și nicio strategie și că în fiecare zi zicea altceva. Azi am înțeles că a făcut niște declarații, dincolo de niște dezacorduri, pentru care probabil nu treci în clasa, sau mă rog, pici sigur la evaluarea națională. Și e ministru educației. E ministru. Păi bun, România e educată. Trebuie să ai un ministru care să facă dezacorduri mai rău decât elevii care dau examen. Dar dincolo de asta, când a venit în Parlament, n-am apucat, spun, doamna ministru, stați dumneavoastră 3 ore, așa cu masca asta, și cu mănuși eventual. Și concentrați-vă. Și cu ceilalți copii de jur împrejur, într-o clasă sau profesor, și spuneți-mi cum e după 3 ore. Știți ce e mai grav? O să trecem cumva peste examenele astea, le bălmăjesc, ei le aranjează, o să spună, o să iasă iar cum aici până acum, guvernul a fost extraordinar, o să spună că au fost foarte bune. Întrebarea mea următoarea, cum începem școala la 1 septembrie sau la 15 septembrie? Cu distanțare socială? Că dacă vrei să joci acum fotbal cu 3 prieteni în curtea școlii, n-ai voie. Cum facem să ducem 3 milioane de copii la școală de la 15 septembrie? Unde îi punem? Avem profesori, avem săli, avem măști, avem nimic, zero. De parcă vorbim peste 5 ani. Nu, vorbim peste 2 luni, nu? Dar ce spuneți? Creșele, grădinițele, afterschool-urile? Au zis că mâine le deschid și am aflat că n-au făcut norme de aplicare, deci nu le mai deschid. Dar vreau să vă spun un lucru. Și dar părinții mine, nu mai primesc bani pentru cei care stau acasă. Au zis că îmi prelungesc doar pentru... Vreau să spun un lucru. Pentru foarte mulți părinți, faptul că nu au cu cine să lase copilul este o uriașă problemă. Copiii stând acasă toată ziua cu fața în calculator că fac școală, în niciun caz nu e același lucru ca și mersul la școală. Au venit specialiști și au zis, domne, haideți să vedem unde putem să deschidem, ce putem să deschidem, ce facem cu acești copii, că totuși ne-am bătut joc de un an din viața lor, după care la anul le spunem că n-au materia de anul ăsta. Repet, părinții ce fac? Că nu toți au bunicul care să stea, ba chiar trebuie să-l protejezi pe bunic sau pe bunică să nu ia coronavirus. Bona pe care să o plătești. Să fim serioși, câți în țara asta își permit bone? Ce fac cu copiii? Eu nu cred în școala unde doar lași copilul cât ești tu la muncă. Dar are o funcție socială chestia asta. La fel, îl ții acasă pe părinte, îl mai ține patronul sau îl dă afară? Zice, dom'le, asta e, vrei să stai acasă cu copilul? Ce faci cu copiii în perioada asta? Nimeni nu iese să explice, dom'le, uite, ne-am gândit, uitându-ne la ce se întâmplă și în celelalte țări și ce am învățat de la alții, facem așa. 1, 2, 3, 4, 5. Nimic. Singurul lucru, să dăm amenzi, să prelungim stări de alertă și de urgență. Dar ce se va întâmpla cu părinții acestor copii, că mulți dintre ei s-au trezit, chiar astăzi am avut un exemplu din Bihor, care s-au trezit, patronul le-a spus, hai, acasă, că nu mai am nevoie de pe tine. Pe bună dreptate, pentru că patronul, probabil, a încercat și el la IMM Invest, nu i-a dat banca niciun ban. Guvernul, pe 25 iunie, îi cere banii ăia din martie, da, să-i dea pe 25 iunie,
Credit la bancă, nici vorbă. Amânat contribuții, taxe, nici vorbă. Dacă ți-ai amânat creditul, rata, te trezești că ești în biroul de credite. Evident. Și atunci patronul zice, dom'le, asta e, nu mai pot să mai țin 10, trebuie să țin 5. Și mai ales dacă în continuare faci stare de alertă, în continuare limitezi. Păi, vreau să spun, ai un mic magazin. Oamenii au voie, repet, să joace la jocuri de noroc și la casino, dar n-au voie să intre în magazinul meu de pantofi, unde am 3 angajați. Ce fac? Dau 2 afară, normal. Când aud... vreau să vă spun un lucru, că e incredibil. Am scris, am pus de primul ministru al Greciei și au venit imediat 10 să comenteze cu exact cuvintele lui Ludovic Orban. Lasă, domne, că nu contează Horeca în România. Ce, noi suntem în Grecia, la noi nu contează. Deci vă dați seama, minciuna asta spusă de multe ori de domnul Orban, la unii probabil chiar a prins, nu știu dacă erau postați sau nu. Și la fiecare i-am răspuns, nu contează 350 de mii de români care lucrează în Horeca și primesc un salariu, nu contează taxele și impozitele plătite. Care oricum abia trăiesc astea. Din salariile alea, că nu sunt. Nu contează investițiile românești sau străine care se fac în turism. Nu contează ce fac românii în luna iulie sau august. Cum puteți să susțineți această prostie îngrozitoare? Adică tipul ăsta de lasă, dă-i încolo, nu contează. Ăștia din Horeca, nu contează. Pensionarii, dă-i încolo, nu contează nici pensionarii. Părinții copii, nu contează. Dar cine contează pentru guvernul Orban până la urmă? Înțeleg că au ajută acum 3 firme internaționale de asigurări cu nu știu câte miliarde. Înțeleg că s-au supărat că nu-i lasă Parlamentul să vândă companiile românești. Dar voi, de fapt, pentru cine guvernați? Pensionarii, nu, Horeca, nu, părinții copii, nu, IMM-urile românești. Guvernați numai și numai pentru niște firme internaționale. Foarte bine că vin în România, dar totuși hai să guvernăm pentru români și pentru România, că asta face și Trump în America, asta face și Macron în Franța, asta face și... Care e, de fapt, situația reală, domnule premier, economică în România? Pentru că sunt absolut convins că va fi cea mai mare criză de după 1989, mai mare decât cea din 2009-2010. Atât de grav? Asta spun absolut toți specialiștii internaționali legați și de America, de Europa, țări în care s-au băgat și se aruncă foarte mulți bani. Nu, în România nu s-a băgat niciun ban, hai să fim serios. Guvernul n-a dat niciun ban până acum. I-a luat pe cei cu IMM Invest, le-a luat dosarele și le-a dat la bănci. Dar n-a dat bani efectiv guvernul decât pentru șomajul tehnic. Atât. Și bun, ce licitații au făcut ei, nu o să aflăm niciodată. De fapt, cum s-au cumpărat toate măștile și toate echipamentele alea, că, mă rog, nu o să mai aflăm, s-au dus. Dar e foarte clar. Nu ai partea de consum. Cine cumpără? O să vrea să producă în continuare Dacia sau Ford în România, dar trebuie să aibă cine să cumpere. Sincer, nu știu, dumneavoastră, eu, cei care se uită la noi, dacă am niște bani puși deoparte, niciun caz nu-mi iau o mașină nouă acum. Merg cu mașina veche să... La toate... Serviciile sunt atât de afectate. Consumul, se spunea, lasă că s-a bulucit lumea la supermarket. Am vorbit cu producătorii români din industria alimentară și mi-a zis, dom'le, așa a fost la început când a fost starea de urgență, a fost o panică și după care ziceți, toți stăm cu ele pe stoc, pentru că una e când omul merge la restaurant, la cantine, și alta când își ia pentru acasă, consumă altfel, e alt tip de consum. Oamenii au bani puși deoparte, nu vor să-i cheltuiască, nu vrei să-i cheltuiești, n-ai TVA, nu ai taxe, nu ai... Deci e un cerc care, o roată care s-a oprit și pe care nu poți să o repornești fără niște măsuri gândite și cu o gândire economică pe care în niciun caz domnul Orban, domnul Câțu nu are, nici domnul Iohannis, că nu se pricepe la așa ceva. Și atunci merg tot pe chestia asta, domne, PSD-ul care e rău, noi suntem buni, dar de ce sunteți voi mai buni decât PSD-ul? De ce trebuie să vă voteze pe voi? Păi că noi suntem la putere. Bun, dar eu credeam că dacă faceți ceva mai bun, ca să vă angajați rude, prieteni, să faceți mai rău decât ce a făcut PSD-ul anul trecut, de ce să facem chestia asta? Deci spuneți că va fi o criză... Categorii. Problema este dacă, de fapt, așa cum e în scrisoarea domnului Câțu către agențiile internaționale, după alegeri se vor lua măsuri de ajustare și fiscală radicală. Adică mai pe românește să înțeleagă oamenii. Deci după alegeri începem să vă tăiem mâinile și picioarele. Până la alegeri punem lăutari, vă zicem că e bine, zicem ce rău e PSD-ul, hai veniți să votați cu noi.
Dar... Că mă gândesc că deja situația e destul de apăsătoare în unele zone. Cum spuneați și dumneavoastră, fie că vorbim de tineri care lucrează în mall-uri, restaurante, micile fabrici. Vorbesc, iată, în foarte multe orașe. Sunt aceste ateliere, fabrici de cablaj auto, unde lucrează sute de oameni. Fiecare orașel care deja îi anunță. Nu, vreți să spuneți zeci de mii, nu sute, zeci de mii. Știu eu, în Bistrița, știu tot, în Brad, tot, știu da, corect, unde corect. Practic cam tot orașul depinde. Depinde de... Dar vreau să vă spun că se întâmplă un fenomen. Apropo de ce vedem în America și încă nu vedem, Doamne ajută, în România, dar fenomenul seamănă. Avem și în România deja, cred că 1 milion de oameni tineri, între 16 și 27-28 de ani, care au practic aceleași probleme și aceleași așteptări ca cei pe care îi vedem în Franța sau în America. Nu neapărat probleme de rasism, dar de abuzuri ale autorităților, da, avem 1 milion de tineri care cred că care n-au pic de încredere și uitați-vă la melodiile de hip-hop despre autorități, despre poliție, ce succes au la tineri. De ce au? Pentru că așa simt și ei. Care termină o școală sau o facultate și nu le folosește la nimic diploma, care au cel puțin un părinte plecat în Spania, în Italia, dacă nu amândoi și au crescut cu bunicii sau cu cine știe ce rude, care văd că de fapt n-au nicio șansă. Unde să te angajezi? La primar, doar primarul, dar dacă ești de la PNL sau de la PSD, altfel nu te angajează. Și practic noi nu-i numărăm pe acești tineri, dar nici nu le rezolvăm niciuna dintre probleme, nu le dăm o șansă să-și găsească un loc de muncă, să-și întemeze o familie, această tensiune se acumulează. Și în momentul în care, bun, domnul Iohannis zice, domne, să treacă alegerile și după aia de încolo, că nu mai candidează. 2021, când vor începe măsurile de austeritate, când părinții nu vor mai avea deloc bani să le dea, când locurile de muncă vor fi mai puține chiar decât acum, ce facem atunci? Facem ca în America, ne batem pe străzi, ne uităm, nu înțelegem ce se întâmplă, în loc să ne ocupăm de acum și să le dăm o direcție, o strategie, o viziune. Uite, fiți atenți, într-un an facem așa, în doi așa, în trei așa. Acum nu este absolut nimic. Absolut nimic decât hai să mai prelungim stările de alertă și de urgență, dar de ce? Că așa vrem noi. Că suntem la putere. Vă sperie, domnule premier, vă îngrozesc violențele acestor bandelor repatriate, le spunem, că foarte mulți, și spun locanici de acolo, s-au întors. Deci ce am văzut în ultimele zile și am fost la prinsele care am transmis, de exemplu în Murgeni, un oraș din România, în județul Vaslui. Deci duhovnicul, preotul a povestit, nu există, de exemplu, un magazin, unul singur care să nu fi fost spart acolo. Oamenii pur și simplu baricadează geamul, nu mai știu ce să facă de frica clanurilor. Noi urlăm evident în fiecare zi sperie, și spunem aceste pentru lucruri. Că știți foarte bine, aici nu mai e vorba care e bogat, care e sărac. Aici poți să mergi pe stradă să-ți dea în cap, poți să fii în mașină și să ai o mașină mai nu știu cum să te dea jos, poți să stai în casă și să te trezești. Îi obligă să-și vândă casele bătrânii ca să plece din localitate. Știți ce mă îngrijorează? Că le răpesc copiii. Faptul că guvernul României și autoritățile române nu recunosc că au această problemă. De-aia mă duc din nou la America. Până când s-a întâmplat nenorocirea, dacă îi întrebați, dom'le, noi nu suntem rasiști, nu avem probleme, nu există abuzuri. În momentul în care nu recunoști că ai o problemă, nici nu te-a pus să o rezolvi. Eu mă aștept de la ministrul de interne, de la șefii poliției, de la șefii procuraturii, să vină să spună, domne, avem o problemă, că s-au întors din Europa, că din cei din România sunt mai săraci și nu mai au venituri, că văd zi de zi pe rețele sociale mașini scumpe, bani, și atunci tinerii își doresc chestia asta. Avem o problemă foarte mare. Haideți să ne apucăm să lucrăm la ea, cu comunitatea locală, cu familia, cu primăria, cu poliția, când e cazul, cu forță. Dar în momentul în care ei spun, nu e adevărat, e foarte bine. Dacă nu mă înșel, consilierul ministrului de interne, apropo astăzi, de... Da. Zicea că nu e adevărat, că e totul foarte bine. Da, iar astăzi, în declarații publice, ne spuneau că sunt cazuri izolate. Aș vrea să ne răspundeți și să venim cu un caz de ultimă oră care vine chiar dintr-un județ pe care dumneavoastră îl cunoașteți, Gorj, după doar 10 secunde. Poartă mască de protecție. Poartă mască pentru că îți poate salva viața. Poartă-o pentru că pericolul nu a trecut. Poartă-o pentru că te protejează și te face să te simți în siguranță. Poartă-o pentru a îndemna și pe alții să o facă. Poartă mască pentru a nu irosi efortul tuturor de până acum.
poartă mască. Arată că îți pasă. Campanie de informare susținută de Guvernul României. Am și revenit în direct, vă spuneam de Murgeni ce se întâmplă acolo. Brusc, într-adevăr, azi dimineața au descins pe ce au găsit când s-au dus peste ei, domnule premier, oamenii și-aruncau, clanurile și-aruncau pe ferestre pistoale, săbi, aveau un adevărat arsenal în casă, au și luat vreo 26 la audier. În Craiovița Nouă, la fel, din Craiova, pe ce a fost ieri acolo, în Gorj, astăzi, doamne ferește, în stradă, deci pur și simplu aproape că iau omorât pe polițiști în stradă, interlopii și agenții săraci erau acolo speriați, nici nu știau cum să eu reacționeze. Cred și îi ridică, știu. Îi duc la audier, îi lasă liberi. Eu, păi, bun, da, atunci poate, dacă tot a scos domnul Iohannis corupția din strategia națională, n-am o problemă cu chestia asta, că oricum, atât au luptat cu corupția până e cea mai mare corupție acum din România din ultimii 20 de ani. Dar poate pune siguranța personală. Eu cred că viața mea, copiilor noștri, a părinților noștri, cum să vă spun, este la egalitate cu sănătatea. Că noi românii spunem, domne, sănătate, sănătate, să nu... E bun și e sănătos și îți dă unul în cap pe stradă. Că eu nu mă duc să mă bat cu alții sau da oamenii ăștia. Evident că atacă cetățenii obișnuiți, în general pe cei mai slabi. Vulnerabil, bătrân, pe cei corect. Pe care pot să îi jefuiască, să știe că n-au curaj, cum s-a întâmplat în cazul ăla, violat și s-a dus la poliție, a depus plângere pentru viol și ce s-a întâmplat? După o săptămână a venit și să o omoare în casă, nu? Da. Deci, eu cred că siguranța personală în 2020, ținând cont de aceste condiții speciale, criză economică, 3 luni de închis în casă, ceea ce provoacă, pe bună dreptate, foarte multă nervozitate. Venirea unora care nu au mai putut să-și facă mendrele în alte țări. E, pentru asta îți trebuie o strategie în care să chem, și asta m-aș aștepta de la domnul Iohannis. Domne, chem și guvernul, chem și parlamentul, chem servicii de informații, chem pe toată lumea și zici, domne, avem o problemă, hai să ne unim forțele să o rezolvăm. Dar nu văd că interesează pe nimeni, dacă nici pe ministrul de interne. V-am zis, mi-e dor de domnul Vela, vreau să-l văd la televizor, nu să mai îmi spună ce interdicții și ce amenzi a dat la pensionari. Domnule, în fiecare zi să zică, astăzi am făcut o acțiune concentrată în zona X împotriva celor care, nu știu, vând droguri sau șantajează firme. Avem nevoie de la Parlament să ne dea următoarele puteri. Avem nevoie de la Ministrul de Finanțe să ne... Eu am văzut că s-au dotat jandarmii cu bâte și cu să bată manifestanții, nu să se bată cu... să se lupte cu crima organizată, nu? Faptul că nu recunosc și țin sub capac această problemă înseamnă că atunci când va izbucni, va izbucni chiar mai rău. Când ții ceva rău, știți, ca o rană, îi pui ceva pe deasupra și acolo face puroi. În loc să spui, da, domne, am o problemă, haideți să o tratăm toți ca să ne vindecăm. Și eu cred că câteodată trebuie să apeși pedala, să amplifici și să vii cu informația asta, să vadă și autoritățile că chiar se întâmplă ceva. Pe de o parte, avem aceste violențe, iar harta, într-adevăr, deja cuprinde harta violențelor aproape toată țara. Vă spuneam, și acolo la Murgeni, deci ce s-a întâmplat, au ridicat astăzi aproape 30 de persoane, le-au dus la audier, nici nu știu dacă le-au reținut până la această oră, dar acolo oamenii, într-adevăr, domnule premier, prin ce trec, vă spuneam, baricadați, le este teamă să... Știu, să mai plece din casă, vin mafioții peste ei și le spun, îți vinzi casa pe nimic și pleci de aici, dacă nu te omor, îți răpesc copiii. Și în orașele mari, numărul spargerilor, numărul... Ajungem la spargeri, aici în București, de exemplu, într-un cartier... Violențele din terasele astea de noapte, iarăși, acolo nu e poliția la intrare, la ieșire, înțeleg, am văzut, s-au bătut... Spuneați de spargeri, păi aici în București, într-un cartier... Oamenii stau îngroziți, spun că pur și simplu vin peste ei în fiecare seară, în fiecare noapte, dar și pe timpul zilei, încearcă pur și simplu să vadă ușile încuietoare, merg peste România ei. România a fost o țară sigură și slavă Domnule, aveam noi multe defecte, dar măcar puteai să mergi seara pe stradă cu soția, cu prietena, cu copiii. Foarte rar se întâmplau evenimente de acest gen. Acum dacă le lăsăm așa să explodeze, nu o să le mai oprim peste un an sau doi dacă ne apucăm. Acum ar trebui.
Dar e adevărat, asta ar însemna să piardă, nu știu, să piardă voturi. Pentru că au această strategie pe care eu nu reușesc să o înțeleg, domnul Corpoș. Domnul Iohannis zice așa, anul până anul trecut. Domne, orice făcea guvernul era rău. Ce a făcut Ponta era rău, ce a făcut Grindeanu era rău, ce a făcut Tudose era rău, ce a făcut Dăncilă era rău. Domne, tot, nu conta, orice făceam era rău. Din noiembrie și până azi, tot ce face guvernul e bine. Orice e bine. Nu există nicio greșeală, n-a greșit niciun ministru. Apropo, a fost vreun ministru, măcar unul schimbat pentru vreo gafă, pentru nimic. Toți sunt perfecți. S-a tot vorbit de o listă a remaniabililor, dar... Și atunci, cum vreți să reparăm problemele din România dacă ei sunt perfecți? Au gestionat criza de coronavirus perfect, dar tot vin și ne spun că avem din ce în ce mai multe cazuri. Au ajutat economia și firmele românești extraordinar, dar n-au luat niciunul credit din firmele românești. Au făcut liniște în țară, dar ne omoară, ne dau cu bâtele. Ba chiar au mai spus ceva. Dom'le, au venit românii în țară, că suntem noi, liberali și domnul Iohannis, la putere. Păi și când au venit, i-a ținut 8 ore la vamă și după aia s-a băgat în carantină. Adică strategia asta era pe vremea comunismului, nu? Înainte de 89 totul era bine în România. Nu aveam nicio problemă. Aveau ăia, capitaliștii. Mie mi se pare că ne-am întors la epoca comunistă în care nu e adevărat, avem de toate, e totul foarte bine. Cât e guvernul ăsta, o să fie totul foarte bine. Nu ar fi mai logic să vii să spui, dom'le, unele lucruri sunt bune, altele sunt rele și le reparăm sau le-am moștenit rele și... Dacă tot timpul ne spui că e totul bine și noi ieșim din casă și vedem că e totul rău, cât o să țină chestia asta? Înțeleg că vor să țină până la alegeri și după aia nu mai contează. Dar după aia nu o să trăim tot în România după alegeri? Știu că mai avem peste 4 ani de-abia. Dar totuși în 2021, 22, 23, ce facem? Murim de foame, ne dăm în cap, ne omoară criminalii? Ce ne rezervă viitorul în strategia... Totul este foarte bine, nu ne lipsește absolut nimic, guvernul e perfect. Eu cred că e o strategie sinucigașă, nu neapărat pentru PNL sau pentru domnul Iohannis, că nu mai candidează la nimic. E o strategie sinucigașă pentru România și de asta cu cei de la Pro-România tot timpul am încercat să tragem semnale de alarmă, să venim cu proiecte de legi, să-i tragem de mânecă. Dom'le, nu e totul bine. Aveți grijă că sunt și multe lucruri rele. Am făcut o lege, am făcut niște amendamente și împreună cu majoritatea din Parlament am votat o lege ca să-i ajute pe cei, pe agricultorii afectați de secetă. A ieșit domnul Orban, sau nu mai știu, ministrul agriculturii și a zis, dom'le, se votează lucruri populiste. Păi era vorba de cei care au rămas cu terenurile arse de soare și fără apă. Că irigații n-ați făcut anul ăsta absolut deloc. De ce sunt? Că am cerut să-i ajutăm pe producătorii români să nu mai import cartofii, merele, carnea, parizelul, tot din alte țări. Nu putem să-i ajutăm pe producătorii români. Dar de ce nu putem să-i ajutăm? E populist să-i ajut pe producătorii români. Dom'le, dar tot ce fac ceilalți. V-am zis, primul ministru al Greciei deschide sezonul turistic. Ăla e populist, ăla. Cum nu e populist? Că moare Grecia de foame dacă nu deschid. Probabil că o să aibă, au avut până acum, nu știu, 200 de cazuri, probabil că o să aibă 500. Dar nu poți să moară de foame toată Grecia. Pui în balanță lucrurile astea. Sau să moară ca la noi mii de oameni de alte boli, dar noi raportăm că e bine cu COVID-ul. Eu nu cred că s-a terminat cu epidemia. Eu cred că sunt încă destui români, cei mai mulți probabil asimptomatici. Cred că, evident, în măsura în care deschidem toată țara, s-ar putea să avem puțin mai multe cazuri. Dar pui în balanță chestia asta și atunci ce facem? Murim de foame sau ne omoară interlopii pe stradă? Dar sunt fericit că n-am luat COVID. Eu nu înțeleg logica asta. De la interlop, așa să trecem puțin și la proteste, pentru că am văzut și vom difuza puțin mai târziu imagini, Londra, Paris, Roma, foarte multe proteste. Tot mai violente, brusc, au reizbucnit după câteva zile de pauză. Cum ar trebui să le privim? Să le privească și oamenii politici de aici? Cum vă spuneam, să le privim, întotdeauna ce se întâmplă în vest vine și la noi, cu o anumită întârziere. Și să vă gândiți la milionul de oameni tineri din România care n-au nicio perspectivă, care, repet, și-au luat, sau cum și-or fi luat diploma de BAC sau de vreo facultate, și nu se pot angaja nicăieri dacă nu reușește un primar, un părinte să-i pună undeva la o primărie, la o instituție publică,
În zona privată lucrurile se restrâng. Sigur, sunt cei care merg în IT la multinaționale. Dar aia sunt doar 1 milion din 20 de milioane. Și acolo nu mai e totul așa cu lapte și miere ca până acum. Și sigur, stă în Cluj, în București, în Timișoara. Ce facem cu toți acești tineri din toată țara? Înainte plecau în Spania sau în Italia. Acum nu mai pot să plece nici în Spania și Italia. Și atunci o să-i vedem și pe tinerii noștri la un moment dat, care o să găsească doar această cale de a se manifesta, din moment ce societatea noastră nu le dă nicio altă șansă. Iar între timp, asta e marea schimbare, că vorbesc, dom'le, dar pe vremea noastră cum era? Pe vremea noastră nu aveam acest monstru, telefonul ăsta, de care nu putem să trăim, să ne despărțim, pe care tinerii de 17 ani, de 20, de 21, îl deschid acum pe loc și văd mașini scumpe, ceasuri, piscine, avioane, după care se uită la ei că n-au bani să-și ia o cola și că mâine n-au bani să-și cumpere o pereche de Adidas. Normal că între ceea ce văd acolo și ceea ce e viața lor de zi cu zi, diferența este atât de mare încât răbufnește. Asta se întâmplă în Franța, asta se întâmplă în America, asta se va întâmpla și în România dacă nu înțelegem și nu luăm măsuri mai repede. Nu mai au unde să plece tinerii. Dom'le, îi trimitem să plece nu știu unde în... Nu poți să-i trimiți la Sparanghel, se întorc cei de acolo. Și să nu te ocupi, să nu încerci să faci o strategie pentru ei, să le dai o șansă, să le explici. Dom'le, soluția nu este să te bați cu poliția, să incendiezi mașini, să spargi magazine. Uite, soluția este așa, faci școală, te angajezi, primești un salariu decent, îți iei un credit, te ajută statul să îți faci o familie. Dar noi pur și simplu ignorăm pe toți acești tineri și o să vedeți că vor găsi ca singură soluție de manifestare ceea ce văd, că văd, ei văd pe rețele sociale ce se întâmplă la Londra sau la Paris sau la Minneapolis. Revenind puțin la ce se întâmplă aici la noi, în ultimele minute aș vrea să vă întreb, domnule Victor Ponta, ce va fi atunci? Cum se va schimba viața românilor? Ce se va întâmpla mai exact de mâine, de 15, dar și de marți? Ce vor face politicienii și cum se va schimba nouă viața? Eu vă spun ce fac eu. Eu mai voi merge în Parlament, voi încerca să convinc cât mai mulți colegi să nu voteze prelungirea acestei stări de alertă. Să votăm orice ne spun domnul Arafat, nu știu, domnul Rafila, dacă vin și ne zic, domnule, uite, medical, ne mai trebuie ceva ce nu e în lege. Ok, o votăm, în două zile o votăm, nu e nicio problemă. După care, tot prin Parlament, pentru că cu guvernul ăsta eu nu cred că mai poate să facă ceva, eu cred că ar trebui să facem moțiune de cenzură prima zi după ce se expiră starea de alertă. Și în toate aceste demersuri vă bazați, mă gândesc și pe păi PSD, nu pot doar pro-România, mă bazez pe toată lumea, cu excepția PNL. Dar să încercăm prin legi în Parlament să ajutăm mediul de afaceri și siguranța personală. Eu vă zic, până acum eram convins, domne, economia. Acum realizez, uitându-mă la ce se întâmplă, văzând ce prezentați dumneavoastră, discutând cu oamenii, că de fapt avem două probleme uriașe. Economia, ca să avem bani pentru salarii, pentru pensii, pentru spitale, pentru doctori, pentru polițiști, și doi, siguranța personală. Pentru că dacă la toate necazurile economice și de sănătate mai se adaugă și frica, că stai noaptea, dormi în pat și vine unul mascat și îți dă în cap, eu cred că nu o să mai putem să trăim în țara asta. Și o să rămână, nu știu, domnul Iohannis cu domnul Orban și cu cei de la PNL. Și ceilalți ce facem? Restul de 20 de milioane plecăm, emigrăm, nu? Mă întreb ce va fi, pentru că și condițiile oarecum puse de PSD, de domnul Ciolacu, nu cred că vor avea vreo finalitate, adică Ludovic Orban spune clar, anunță că bisericile nu vor fi deschise prea curând. Era o condiție... N-are logică, vă spun încă o dată. Eu nu pot să spun că eu mă duc zi de zi la biserică, dar pentru mulți oameni, acea intrare în biserică, acele câteva minute petrecute acolo, contează foarte mult și eu respect acest lucru, am spus-o de multe ori. Eu respect orice om care are o credință. Că e ortodox, că e catolic, că e protestant, că e musulman, că e ce-o fi, dar are o credință. În general, eu cred că trebuie să crezi într-un Dumnezeu. Cum îi spui tu, Dumnezeu, Allah, cum vrei. Dar să împiedici acest lucru și în același timp să-i spui, n-ai voie la biserică, dar poate vrei să te duci la sala de jocuri, să bagi niște bani,
N-are logică. E exact cum era acum două luni când spuneai românului n-ai voie să ieși pe stradă sau să te duci la, să-ți lucrezi ogorul, dar poți să te duci în Germania. Același lucru până la urmă pe care omul vede și îl simte și zice dom'le, aici cineva își bate joc de mine. Deci n-am voie la biserică, dar am voie la jocuri de noroc. În ultimul minut vă întreb, domnule premier, pentru că s-am tot vorbit și am vorbit și noi aici în emisiune despre scandalul morților ascunși în această perioadă. Puțin mai devreme domnul Ciolacu vorbea despre măsluirea cifrelor COVID, datelor oficiale despre COVID. Credeți că s-ar merge până acolo? Da, în primul rând cred că la Suceava acolo au făcut ceva ce la un moment dat trebuie să aflăm. Nu putem să aflăm acum, că nu vrea nimeni să ancheteze. Dar acolo sunt oameni care au murit și puteau fi salvați. Și în al doilea rând, povestea asta cu numărul de cazuri anunțate e foarte simplă. Testezi puțin, zici cazuri puține, vedeți ce bine, ce bun e guvernul, vrei să-ți voteze Parlamentul starea de alertă, bagi multe teste, crește numărul, eventual ai mai uitat pe unii de sâmbătă, îi pui duminică ca să fie cifra așa mai mare, să fie peste 300 și atunci știți că ce se întâmplă, oamenii nu mai au încredere în ce le spun autoritățile. Nici dacă le spun că sunt 5.000, n-o să mai creadă oamenii. Mulțumesc și asta foarte e cel mult. Mai rău lucru. Eu vă mulțumesc mult de tot, rămâneți alături de noi și le spun asta și telespectatorilor pentru că revenim în ediție explozivă. Avem acele înregistrări cutremurătoare imediat despre care vorbeam puțin mai devreme, bandele anarhiste care reaprind violențele doamnelor și domnilor, noi lupte de stradă, sunt imagini de ultim oră, acele filmări șocante, alertă în fieful clanurilor repatriate, polițiști amenințați cu moartea, teroare pe străzi, interlopii și-au tăiat cătușele cu topoarele, asta s-a întâmplat în Gorj în urmă cu puțin timp, dar avem și informații explozive despre reaudierea Mihaelei Rădulescu în dosarul asasinatului. Prezentăm în această seară noi interceptări bombă, iar Gigi Becali tună și fulger în ziua care a devenit bunic. În exclusivitate va fi aici la România TV Gigi Becali, ce i-au făcut lui Becali și familiei, informații șoc. Nu le ratați, revenim imediat!